Bună seara, oameni buni, și bine ați venit într-un nou gameplay. Astăzi vom încerca Paranormal într-o versiune mult mai nouă, cu o casă bântuită, desigur. Doar că voi nu știți de ce. E bine, avem o viziune foarte interesantă. E foarte tapetat bine covorul ăsta. Cu ceva material, nu pot să-mi dau seama. Avem aici un laptop și un TV atât de mare încât nu văd ce are rost florile alea acolo. Tu ce spui să facem? Eu zic că o să-mi țin gura pentru că precis să mă speriu. Foarte inteligent chestia asta. Nu știu ce are de a face cu casa asta. Zici că e un candelabru. Ei bine, hai să vedem dacă putem ieși afară, totuși. Am stâns becul și mai înfiorător. Da, avem o lanternă care luminează la 6 metri în față. O, Doamne, cum se aude! Da, ce-o picat pe aici jos, ia să vedem. Nu se vede nimica. Dar totuși jocul este mult mai luminat. L-am pus pe cel mai luminat ca să nu se sperie lumea când se uită. Adică dacă mă apare ceva din față, să nu fie atât de fricoșător, știi? Uh-huh. Avem aici două vaze de flori. Vezi de flori? Da, vaze. Știu. Mă bate gramatica câteodată. Acesta este Art Studio Floor. Ce naiba am făcut? S-a închis ușa. De unde s-a închis ușa? De aici? Ce ca spicticule la geam. Nu știu de ce mascotele astea umblă prin casa mea nestingerite și neoprite de nimeni, dar noi avem bucătăria, cel mai luminat loc din casă, vedeți? Fai de capul meu cum se vede. Nici eu nu știu cum l-am pus așa, în fine. Avem aici aragajul pe care nu se gătește nimica, tătuia foc instant. Instantaneu, așa nu trebuie să apeși niciun buton. Frigiderul care își face treaba de mulți ani, l-am folosit. Mă, bun, și chiuveta, bineînțeles. Care e goală, nici măcar un pic de apă. Aici avem iPhone-ul, sau ce naibă ăsta e, smartphone. Da. Oricum nu-i bai. Așa, mă, ce naiba. A, bine, acum și-au activat modul de sprint. Vedeți ce rapid e mare ăsta. Parcă e la concurs de alergat. Haide, mai rapide. Că văd numai covorul. Apoi și ăla-i bun. No, bun. Să vedem ce avem aici prin casă. Se pare că avem un scaun încântător, dar nu s-aude nimica. Asta e cel mai interesant. Deci nici măcar un sunet horror. Pentru ce am dat eu banii, mă? Îmi vreau banii înapoi. N-ai dat banii pe nimic. E bine, tabloul ăsta chiar e foarte interesant. N-am ce zice. Aici Michael Jackson, un star în devenire. Deși nu mai există. E bun. Acum s-a întunecat, sau mi s-a părut mie. Asta e mai întunecată camera, bănesc. Se pare că putem detecta fantomele de la distanță sau ce naiba să află în casa asta. Dacă vedem de la distanță, așa, parcă am avea ceva neoane, neinfinite, la ochi, știți? WC-ul nostru, foarte încântător, avem și hârtie igienică, dacă ne-e treabă. N-a numai bun atunci, hai să ne barbierim o leacă, nu mare. Păi atunci e bun. Am avut o zi foarte liniștită astăzi. Nici măcar un vizitator în cameră. Hai să încheiem ziua asta cum am și început-o, de fapt. O să strângem becurile și o să închidem ușa. Și o să admirăm, bineînțeles, acvariul ăsta cu pești. Se pare că am un pește doar, sau doi. Sunt doi. Ei bine, noapte bună și vouă, vă zic. Spune-le și tu noapte bună. Noapte bună. Peștilor. Noapte bună, peștilor. Bine, hai să ne culcăm acum. Să vedem ce
ce se va întâmpla în toiul nopții, pentru că avem camere instalate în sufragerie. Acum se aude ceva. Dar totuși nu văd nimica. Bine, asta e cea mai liniștită casă paranormal. Și lumină vă stătăți și tătuși noapte, îți dai seama. Acum se aude ceva. Bine, n-am văzut nimic în toiul nopții. Ziua întâi. Ne trezim bine buimac din pat. Parcă am fost la o competiție de tras cu privirea seară prin casă la mine. Am văzut ceva acolo la oglindă. Se pare că încep lucrurile paranormale. Vedeți ce fain e tablou ăsta. Direct un lup ceva acolo lângă lună. Nu știu cine l-a făcut, dar chiar îmi place tabloul. Încă un tablou foarte interesant. Sau geam. Ba, nu-i tablou. Ce se aude așa? Hai să vedem ce avem în baie. Nimic special. Este doar WC-ul nostru din fiecare zi. Îl recunoaștem exact în persoană cum e. Un tablou acolo foarte infect. N-am mai văzut tablou așa până acum. Deschide ușa. Să vedem ce se află pe aici. Se pare că nimica. Numai că suntem noi buimac așa. După cum ne-am trezit, ne uităm în toate direcțiile, pentru că suntem confuz. No, bun. Și aici ce se află în camera principală. Serios, chiar mi-aș dori o cameră așa. Sau o casă așa, cât de mare asta. Înțelegi? Uitați pe unde ies scările. E foarte inteligent cine a plănuit chestia asta. Și pe acolo a pus niște flori. Să vedem ce scrie aici. Da. Bine. Sleep the fucking day away. Exact ca și data trecută. O să stingem și becurile astea. Ce dracu. Care mi-a dat un pumn în ceafă. Bine. Și acum aud copii care fug pe la mine prin casă. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? S-a auzit și o ușă. Acum au dat unul cu capul de podea. Sigur, sau mi-au aruncat un sac de aici din pod. Nu știu ce s-a auzit așa. Acum s-aude o ușă. Din nou. Uitați aici pachetele cu... Habar n-am ce-s astea. 50 de kg de făină. Ce n-ai bani, trebuie, n-au făină. No, bun. Hai să urcăm în pod. Știi că podul este cea mai interesată parte din acest joc, pentru că nu conține nimica. Cea mai mare logică, cea mai mare logică, știi? Ești aici avem... sigur de chestia asta? Sunt foarte sigur. E bine, avem aici niște scaune pentru petreceri, dacă avem prea mulți invitați, știți? Avem de unde să luăm. Hai să mergem jos. Cu talent. Cobor, mă, cobor. Așa te vreau. Iar lumina roșie. Este ceva checkpoint, lumina aia roșie. Ei bine, vedeți cât de faină e casa asta. Avem aici manechine peste tot. Pitici din ăștia care umblă pe jos. Că doar nu umblă pe sus. Ce naiba? De ce sunt atâta de beat? Ce am băut oare? Nici nu mai pot să mă amintesc. Aici e mașina mea. Bine, iară să mai vede ceva, dar ce naiba? Opa. Vede acolo ceva jos. Am să trec cu vederea aceste lucruri și ne vom duce... Unde spui tu să mergem? Mergem afară în bucătărie. Mergem afară în bucătărie sau... În ușa asta misterioasă. În ușa misterioasă? Nu, te rog frumos, nu, nu acolo. De ce? Nu mergem pe acolo. Știu eu de ce. O, Doamne, ce se poate întâmpla? Ceva mai oribil decât credeam prima dată când am văzut ușa aia. Uite că s-a pornit apa singură. E numai bun, ceva promițător. Telefonul ăsta mare de când i-a dat Dumnezeu picioare. No, bun. Și aragazul nu gătește nimica pentru că nu i-ai pornit. Acum se aude ceva. Cred că îmi sună telefonul ăla. De pe masă, vedeți, face ca și... O vacă în călduri. Na, mă.
Bun, acum l-am pus pe silent, e numai bun. Avem aici niște lapte, o banană și niște mere. Că-s numai bun, e de pus pe aragaz, așa-i? Sau nu putem să-l folosim? Dar frigiderul, mai are frigiderul. Se pare că nu putem face nimic aici. Am venit degeaba. Am zis că mergi o ușa misterioasă, dacă nu... Cred că nu mai eram în viață dacă mă duceam pe acolo. No, dar ce ai pățâm, mă? De ce merea așa o log? Aici avem niște fructe. Mie îmi place în bucătărie, sincer. Aici am trăiesc eu viața. No, bun. Hai să mergem totuși afară. Să vedem ce s-a mai întâmplat pe afară. Ușa-i deschisă, numai bun. Niște flori în grădină. Ceva margarete. Aha, asta e o sculptură, bănesc. Făcută de nimeni nu știe cine. Casa asta are o arhitectură minunată. Numai că de ce nu pot să merg pe aici? Ba, pot. Și afară, desigur, plouă. Cum e și normal să ploaie într-o zi de noapte. Ce naiba o scăpat ăsta pe mine, mă? O scăpat cineva ceva pe mine. Adică mi-o dat cu ceva în cap, uitați. Un butoi. Și nu mai am viața la cameră. Ei bine, nu văd ce se poate întâmpla mai rău de atâta. Avem aici un mormânt. Lăsat cu un ciocan lângă el. N-avem nevoie de profanator de morminte, așa că vom merge de aici. Nici nu am avut meseria asta până acum. No, bun. Dar va trebui să ne integrăm cu tot jocul, știți? Hai să închidem ușa. Numai bun. Se pare că aici nu s-a schimbat nimica. Dar se aude o ușă. O clanță la ușă. Nu o ușă, pardon. Ce sunt cu sculpturile astea? Nimă copicat asta pe jos, că m-am uitat la ea. Ce mama dracu? Bine, hai, închide-o. Închide-mă. Ce se vede de acolo, mă? Se vede ceva în ușa aia, numai că nu pot să văd pentru că citesc chestia asta. Ce logică. Bine, hai. Gata. Mulțam, fain. Care râde acolo? Să nu spui că mă ridică cineva în sus. Mă ridică careva în sus, vedeți? Hai, mă. Lasă-mă. Lasă-mă jos, domnule. Bine, acum ne-am întors pe dos. Se pare că așa murim în jocul ăsta. Și ăsta tot citește în timp ce o căzut pe jos. Vedeți ce logică? Da. Trophies. Angel from Hill. Da. Bine. Avem numai două trofee. Dar păi eu zic că a fost prea macabru, așa că vom mai încerca încă o dată. Să poate și mai rău de atâta, fiți atenți. N-am apucat să explorez camera aia secretă. Știi?